Timp de mai bine de 2 ore, holul bibliotecii Tudor Argheze din capitală s-a transformat într-un atelier de pictură. Înarmați cu pensule și acuarele și-au dat frâu liber imaginației și au creat adevărată opere de artă. Vorbim despre câțiva copii care au fost ghidați de profesoara de pictură Olga Mardari. Adelina Crudu are 14 ani și spune că noua tehnică, însușită în cadrul masterclass-ului, o va ajuta foarte mult pe viitor. Este ca și într-un fel de ajutor pentru viitor, de exemplu la arta plastică, tot în clasa 7-a, și pentru a-ți expune emoțiile și sentimentele pe hârtie. Și ceilalți copii prezenți la eveniment și-au dat frâu liber imaginației. Ce desenți acolo? Ce desenți faci? Lalele. Ce culoare ai folosit pentru lalele? Roz. Și în ce culoare ai folosit? Verde. Cred că este bine să mergem la masterclass-uri și la concursuri de pictat, deoarece în viitor o să ne ajute și în modeling sau în pictură. Părinții spun că datorită acestor ateliere, copiii își ocupă timpul liber și totodată își dezvoltă imaginația. Sigur că vreau să mai capete niște aptitudini de a lucra cu periuța, cu creionașul, pentru că ei desenează la grădiniță, dar mă rog, ca copii, și am observat că îi place. Am fost invitate la acest atelier de pictură, la un masterclass, de fapt, în lumea culorilor, de către doamna Mardari Olga, și vrem să descoperim anumite taine din lumea picturii. Micii artiști au învățat de la specialiștii din domeniu cum trebuie să combine corect culorile. O tehnică este acuarelă pe umed, altă tehnică pictura în guaș și pictura în pastel. Iată aceste trei tehnici care se bazează anume pe culori. Și de aceea am și numit masterclass-ul Experimente colorate, ca copiii să învețe careva tehnici de lucru în culoare. Evenimentul face parte din cadrul campaniei Revino la biblioteca ta. Copiii au posibilitatea să vină la bibliotecă și să se ocupe cu ce le place, ce vreau să facă, să interacționeze, să comunice, să picteze, să citească, să discute. Facem un apel către toți să revină la bibliotecă, deja că noi treptat ne-am deschis pentru public, să vină să facă activități interesante. Până la sfârșitul lunii iulie, în toate cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale, Bogdan Petricei cu HD-ul, va fi desfășurat proiectul Provocările Verii, ediția 3-a, cu genericul Citește și descoperă Chișinăul.